Bună seara tuturor celor care uh, sunt prezenți în seara asta cu noi. Vreau să vă mulțumesc că ne sunteți alături. Uh, L-am alături de mine pe un actor foarte drag, tuturor, grăbit. și iubit, <laughs> și, grăbit. și grăbit, sperăm că nu. <laughs> uh, M-am tot gândit ce fel de prezentare să fac. Cum să te prezint și nu? Simplu. Am zis, simplu. Simplu este cel mai bine întotdeauna. Uh, numele tău este cartea ta de vizită. Adică toată lumea știe. Nicu Mihoc punct. Sper mai că, trebuie... că am construit ceva în drumul ăsta al meu în, în teatru în 32 de ani. Am 33. Am Mulțumesc. construit ceva. Mulțumesc. Cred că am construit ceva atât cât s-a putut. Cât m-a ținut pe mine puterile. Mintea. Sufletul. Înțelegerea lucrurilor. Pentru că suntem oameni și Deciziile pe care le-am luat, că nu nu au fost cele mai bune, dar uitându-mă în spate, sunt un om, hai să zic, mulțumit de ce am făcut. Poate mă mulțumesc, Dumnezeu, că n-am făcut lucruri mai tâmpite sau mai slabe, ci că a fost așa, o balanță cumva și trăgând o linie, ce am făcut ceva, cred eu, cred. N-am dezvoltat deși sigur mă văd prin ochii celorlalți, n-am dezvoltat da. un mare ego. Artiștii în general au un ego imens, trebuie alimentat de oceane. Am da, și eu... Se simte că nu ego-ul nu prea e prezent. am, am un, am un și eu, la care țin. Ai mai două râuri așa mici afluenți și încerc să nu, că Dumnezeu când vrea să te pierdă, primul lucru ți a mințile. Da. Asta e primul lucru și atunci nu nu te mai oprești. Nu, să avem un echilibru în toate, să facem uh, lucrurile într-un într mod care Dar știi te definește. Cum e cu echilibrul ăsta? Așa, e e greu. Dreapta, da. păi da. e profesia noastră, hai să vedem da. că profesia noastră e un pic bolnăvicioasă, pentru da. că joci o grămadă de personaje care vrei nu vrei, rămân în tine. Vrei nu vrei. Ei, cât rămân? Cât te identifici cu ele? Dacă faci un switch de la imens în care nu mai știi cine ești? Se întâmplă la mulți. S-a întâmplat? Se întâmplă la mulți. Mie nu. A, e bun. nu. Doamne, mulți am mulți. Nu. nu, sunt un om sănătos din punctul ăsta de vedere. Cred că putem face lucruri și că nu e de vârstă. Ca și tâmpeniile. Toate tâmpeniile un om le face la vârsta respectivă. Cum ar fi la 12 ani să fac niște tâmpenii care ar trebui să facă la 40 sau la, la 57. Sau cel mai grav să mai le faci la 50 și trebuie să le faci la 20. Da. Atunci e grav. Că înseamnă că nu ai niciun tip de evoluție. Omul e evolutiv. Înțelegi din drumul ăsta al vieții câte ceva. Ți se întâmplă câte ceva. Te obișnuiești și cu eșecul. În profesia noastră eșecul e în buzunar. Cu asta începi. Dincolo de... Da, da. tu crezi că lucrurile merg într-o într direcție, într-un sens. Îl dorești cu niște oameni, pentru că sigur e și individuală profesia asta, dar e și colectivă. Și te duci, te duci și descoperi că e un eșec undeva. Că nu, nu este ceea ce ați visat echipa aia. Dar tu îți mai aduci aminte de primul eșec? Da. Așa, mamă. bombă. Ma. Și cum a fost? Oh, Ma, <laughs> Și la ce vârstă? De tânăr. Tânăr, țin minte că făceam un spectacol la Național aici și ne-a Constantin să sărea unul dintre actorii minunați ai acestui teatru. Îi tot povesteam, nu-mi iese nimic, e o tâmpenie. Plângeam de nervi. Eram atât de supărat pe mine, pe tot ce-i în jur. Și răceam, mai e până la premieră. Și cu cheiul cu vaia am ajuns, am terminat spectacolul și stând în cabină, mi-era atât de greu și încercam să mă adun, nici nu m-am dezbrăcat, mă uitam în oglindă așa în gol. și, fai, doamne, doamne, dacă o să fie numai de nu știu cum o să pot suporta. Și vine în atache la mine și și am îmbrăcat la costum. Știi, actorii ăștia care... Nu că în vârstă, actorii care nu-i mai găsești astăzi. Nu o să mai fie. Și nu, acolo. Lumea, da, nu, nu, mai sunt. Și spune, excelent, excelent. Bravo, bine, foarte bine, bine, binișor. N-a fost rău. A început așa și m-a detenționat. N-a fost rău. Sigur, nu e vina ta, acolo hmm. rezul. Trebuia tăiat aia, monologul ăla, nu trebuia spus și tot așa, de, da. cu o delicatețe așa. Și mi-am dat seama că, bun, acum ce mai pot să fac? Să găsesc o bucurie și în chestia care o fac, care e neîmplinită pentru mine sau pentru cei apropiați, dar poate cineva găsește ceva pozitiv în tot ce ai făcut acolo, ceva bun. Am învățat asta, știi, cum am învățat multe lucruri, multe lucruri și să iubesc, am învățat și încerc să învăț asta zi de zi pentru că ai impresia că faci asta, dar uneori te ia viața fără să vrei și îți dai seama că ai pierdut niște lucruri cu copiii tăi, cu prietenii tăi, cu colegii tăi, părinții. cu părinții. O, oh, cât îmi reproșez, ai mei au trecut în neființă de, de mult timp. Ca și putut să merg mai des și totdeauna găseam motivația muncii, că ar trebui să fac asta. Și am nu prea ar trebui să fac. Ar trebui să fac doar ceea ce simt din... că trebuie să fac. Nu Numai să fac ceva de dragul de a bifa ceva sau de a zice că am trecut și eu pe acolo, nu, nu înțeleg rostul. Dar probabil așa ne formăm ca oameni. n de unde să te faci din prima, uh, hai să zic, înțelept înțelept, că omul acumulează, trebuie să acumuleze Ne uităm la... Sunt oameni în viața mea cu care m-am întâlnit, au însemnat întâlniri importante în viața mea. Sunt în vârstă și am ascultat întotdeauna, nu pe toți, doar că e în vârstă, ci oameni în care am crezut și m-au învățat că teatru e important și cred asta și acum. Și acum cred asta. Când trebuie să te privești mai, că te vezi prin ochii celorlalți. Degeaba mă întreb pe mine despre mine. Ce pot să spun despre mine? Niște lucruri de bun simț pe care le-am văzut. Și subiective. Da, sunt așa. Ei, te vezi prin ochii celorlalți. Obligatoriu prin ochii celorlalți. Și primești, cum primești feedback-ul? Da, Dacă stat. e negativ. Păi normal că am și de asta. Păi, <laughs> dar sunt firești. Eu tot ce e firesc, și nu, eu nu, bine, mă pot supăra, mă pot, nu pot să fiu rău. Asta știu că mă supăr și îți spun niște lucruri și... Da, accepti? Adică spui, te gândești că ok, ai dreptate, ar trebui să lucrezi uh, aici Nu, inițial aici. nu, sunt om, inițial nu are dreptate, scot din mine tot ce am de zis și treci un timp, uneori relativ scurt, alteori mai lung și îmi dau seama, zic, de undeva parca parcă, parcă acolo nu e nu e nu e adevărul. Nu e. Da, asta cu adevărul, teatru da, e. Da, păi am adevărat, adevărul. Tot viața m-am învățat că adevărul și dreptatea nu sunt același lucruri. N-au nicio da, treabă. Da. Adevărul cu dreptatea uneori se ating, dar ele în general sunt paralele. Uh -huh. Asta cred, după tot ce am citit, eu ce am văzut, încerc să înțeleg mai bine și uh, cine suntem noi, noi românii. Încerc să înțeleg nația mea mai bine. Nu accept să mi se spună. Nu accept că suntem nu știu cum, că vai de capul nostru, că nu avem maia. Da, avem și multe tare, poate genetice. Sigur, Am da. trăit aici uh, la vânt, între vânturile imperiilor, ale veșnicelor interese și în general fugeam, otrăveam fântânile, dădeam foc la grâne, ne ascundeam în codri de aramă, nu fugeam, <coughs> pentru că așa am rezistat. A fost o perioadă și de asta, dar nu suntem lumina lumii, nu suntem cea mai importantă nație de pe pământ. E undeva la mijloc toată treaba asta. Nu vreau să fiu, m-am născut așa, și normal că o să mor așa, că nu pot să-mi fac o altă identitate, ca și cum mi-aș renega proprii mei părinți, pe bunicii mei, pe străbunicii mei. Deci oamenii ăia care nu sunt în spatele meu. Cum, cum, să mă dezic? Adică cum? Înseamnă că eu despre mine cred zero, nimic. Sunt un om, un om de nimic. Strămoșii. Da, așa, a, asta e viața. Asta e vreo, da. Și atunci nu este să o accept, chiar să o înțeleg, să înțeleg de ce. Și noi, ca nație, suntem, ca spirit, suntem evolutivi, suntem inventivi, avem alte defecte. Poate trebuie să învățăm de la. nu de la alții, de la noi, că nu poți să înveți de la alții. Nu, nu, poți, nu. De la noi. de chestia asta, De la noi, trebuie nu. să trecem prin asta. Și atunci devenim cu noi mai toleranți, înțelegem primul lucru este că da, poți să erzi pe toată lumea, dar trebuie să începi într-o zi să te erzi și pe tine. Și pe tine. Zic eu. Nu știu cum, e că nu, nu, nu fac <laughs> <hă> nu fac din asta o credință, dar profesia mea mă împinge și mă împinge spre a cerceta când joci un personaj, nu? Eu am un nume, am o vârstă, am copii, poate joc un personaj care nu are copii, care nu-și dorește copii. Eu sunt de profesie nedefinit, că actoria nu e o meserie, e o stare de spirit, părerea mea, și joc un medic. Da. da și care are alte probleme. Trebuie să înțeleg ce împrumut omului ăla și ce iau de la el. Cumva e o translație de asta. Și că pe scenă intrăm amândoi deodată, că altfel de schizofrenie, că dacă eu <laughs> da. aici sunt în, scenă, în afara scenei, fac un pas și intru în scenă și devin altcineva. Nu se nu. poate așa ceva. Nu. nu, sunt tot eu cu un caracter cu care îl arăt publicului din când în când, după aia sunt eu, știi, iar Jena, un mare regizor polonez, spunea că intră de fapt al treilea. Și atunci dai o combinație între doi care devine al treilea. E și actorul și personajul ăla în același timp. Dacă actorul... Sunt actori în România, am văzut. Cu mare personalitate. imens de mare personalitate. Și atunci nu mai știi cine cu împrumută. El personajului sau personajul lui. Și devine credibil de fiecare dată. Pentru că e și puterea de a crede când intri în scenă, Trebuie să crezi. Asta e situația. Sigur, ăla din sală nu e cu tine cel nu, ăla e rău, nu poți să... Dar până la urmă acceptă că dacă construiești ceva adevărat, acceptă că aduci viață, fărâme de viață pe scenă. Despre asta e vorba. Dacă joc un criminal, dar eu am omorât pe cineva, din câte știu eu, nu. Pe nimeni. Și n-aș dori să ajung nici măcar din accident să fac așa ceva. Doamne, ferește. Doamne, ferește. Se întâmplă oamenilor. Nu suntem. Se întâmplă. Din păcate, da. Uh, și cum faci? Cum îl joci pe ăla? Că tu n-ai făcut asta. Da. Dar trebuie să-l joci. Trebuie să, să fie și verinic. Și atunci asigur că apar tot felul de probleme. Cum ajungi la asta? Dar chiar, de unde apuci? Apu de undeva trebuie să unde? apuci. De de știi va... de unde? De, de, Sau îl de... de... lași să vină de la Nu, din. trebuie să înțelegi. De exemplu, când un om face... Culpabilizăm în general pe oameni. A greșit. Bun. Dar știm clar că greșeala e în noi a greșit. Și acum ce facem? Bă, hai să omorăm cu pietre. Și o să rămânem 5% din populație. Păi sau toți, cât, că toți că, greșim, pe, toți Dar avem normal, păcatul. în mai mare sau mai mică măsură. Uh, caracterul unui om, vorbeam cu un prieten foarte drag, caracterul unui om este atunci când mărturisește chestiile astea, că am greșit. Nu? Puterea nu stă, da. sau caracterul în, eu sunt puternic, eu n-am făcut nimic, mă ce caracter Nu, tocmai în fragilitate. Eu cred foarte mult în, cum cred în dragoste, în iubire, în, omul e fragil, când, când iubește ești fragil, ești foarte fragil. Da. Noi când repetăm pe scenă, suntem goi într-un fel, goi din toate punctele de vedere. Și atunci, omul atunci e cel mai fragil. Și de când se repete, când se lucrează, trebuie să există o osmoză, o stare specială între noi, cei care facem asta, să înțelegem că suntem extrem de fragili atunci și să ne protejăm noi, în primul rând. Nu o facem de fiecare dată. Nu o facem. Cred că e dificil de fiecare dată să... Da. Să găsești e dificil, zona aia safe. Da. Dar, în general, trebuie să avem ca bază asta. Și că, după ce faci o chestie care îl sensibilizează pe celălalt, să poți să te duci, să i mână și să-l să îmbrățișezi, fără să-i spui povești. Da. Eu am învățat pe în teatru, cuvintele sunt vehicule care duc. Da, da, da. da? Una, vedem un actor pe scenă care spune ceva. Bună seara. Păi, și te uiți în ochii celorlalți ca să faci o comuniune între tine și ei. Vehiculele astea, cuvintele, au niște semnificații. Când spui scaun, omul nu trebuie să vadă un scaun, el și clar își imaginează. Când spui lovitură, el știe la ce te referi. Când spui iubire, că am, am tins o mână, el vede asta, povestea. Și tu stai pe scaun sau în picioare și doar spui asta. Sunt vehicule cuvintele. Și pot, fi deveni, pot deveni uneori foarte periculoase. Da. Cred că cred că nu trebuie să ne jucăm cu ele deși uneori le spunem fără să gândim. Știi că prima condiție a teatrului, ce am învățat eu, este să gândești ce spui și să spui ce gândești. Dar în viață asta, asta e o teorie foarte da. adevărată, da, care funcționează, dar în viață de multe ori spunem ce gândim fără să gândim ce spunem. Asta e problema. Și de multe ori sau, sau invers. Tot timpul există asta, și atunci dai pe gură ceva și zice, dar nu asta am vrut să spun. Da, dar asta ți a ieșit atunci. Da, și după aia o gândești. Și după aia stai să te gândești, mamă, dar l-am jignit pe colegul că am spus asta și atunci încep să te disculpi, știi. Bine, aici contează și cine încasează ce spui tu. Ai, da. Luăm personal de multe ori din cauza noastră. Da, dar nu... trebuie. De aia a, a te cunoaște. Deci trebuie să. Nu cu toată lumea ține. Figura asta. Da, bineînțeles. Trebuie să exist să te cunoști cu omul celălalt. Eu iubesc la prietenii mei, le iubesc defectele. De ce? Pentru că pot să râd. De ce? Nu, Bui, dar exact. pot să Și Cel mai bine rezolvă. Nu de numai defecte. calitățile, are calități. Toți avem câte o calitate, două, trei acolo, dar și defecte. Da, și atunci, bine. dacă stai să ascult doi prieteni care bărfesc un al treilea prieten, știi că și bârfa e un ap apanaj al uh, oamenilor inteligenți a bârfi. Uh, nu o spune și pleșu. Bârfa e pentru... Da, trebuie să știi să bârfești. Corect. Nu, nu a răni. E cu... Asta e cu totul altceva. Bârfa aia, din mușul buză, aia subțire, aia înțepătoare, da. acidă uneori, ironică. Uh, omul, eu cunosc, am văzut doi prieteni extrem de ironici. Extrem de ironici, foarte inteligenți. Îi cunosc și au ca atare nu pun botul. Puneam botul înainte, nu-s botanist acum. <laughs> nu pun botul la astea. Da, și profesia asta se joacă, profesia noastră se joacă cu aceste stări, cu aceste... cu viața, de fapt. Cu viața ne jucăm. Altfel e sec, altfel nu aducem niciun adevăr pe da. care să-l recunosc în realitatea imediată. Om, noi lucrăm cu realitatea imediată. Cred, am văzut undeva, într-o gară, pe cineva, da. care Exact așa făcea, sau trebuie să cred, trebuie, trebuie să, să fi văzut familiar, undeva. Familiar, sau am visat da. asta, sau am mm -hmm. citit-o undeva. Avem tipuri de repere. Dacă e ceva sec, ceva fără, e greu să vorbim de teatru atunci. Da, înțeleg foarte bine treaba asta. Cum? Teatru e cu defectele umane. Păi, vezi, uite, A. și de, comedia. Fol. Cel mai bine râzi când vezi defectul la de... Dar da, nu vezi la tine. A, nu, nu Dacă ar fi la tine să tine stai, stai puțin, nu, dar eu nu sunt așa. Dar da, da, râzi un... de celălalt de ce... foarte bine. Asta e și la carageale. domne da, da, da. nu e despre mine vorba. Dom'le, dar tu nu știi că ești ultimul care a Da. Uite, eu, dar am... știu, știu despre ăla. Dar și ăla știe despre tine. Și tot timpul, știi, poți să faci o grămadă de lucruri de... Da, eu mi-am dat licența cu VETA și a fost superb, superb. Cel mai bun rol pe care l-am putut face. Că era acolo o esență pe care nu o găsești. Peste în Caragiale, tot. eu cred, nu știu, asta am citind și recitind și tot citind și jucând într-o grămadă de texte a domnului Caragiale, nu vorbesc de nuvele, de povestiri, unde este fabulos. Este fabulos. Da. Nu că se spune că e mare. Chiar este. Deci eu cred că el, noi eram până a apărut Caragiale în cultura română, ne purtam normal. <laughs> Sau, <laughs> nu, așa credeam noi, așa. Dar... Noi cred așa, eu, <laughs> mă imaginez. Fac un exercițiu de, da. de imaginație. Noi ne purtam normal, eram ca toți ceilalți oameni și a venit brusc omul ăsta, a scris. <laughs> el și văd, așa. Da, a, a scris și... și noi am intrat în lumea lui cu personajele lui inventate, da. nu? Cu de asta de caracter, de nume, de situații în comedie. Și de când am citit noi românii Caragiale, am început să ne purtăm exact prin scrie cum a scris el. Da, ni s-a da. desfăcut-o ceva. Spunea și meșterul Purcărete, în Dale Carnavalului, care l-am făcut la noi la Sibiu, nu încercați să fiți români. Sunteți români. Da, corect. Nu încercați să jucați ceva. Asta sunteți. Când intri în Muzeul Literaturii Române, trebuie un pic cu foarte multă delicatețe, cu foarte multă precizie, nu cu zângănit de bocanci și zgomote. Intri în Muzeul Literaturii Române și acolo nu e cu pardon. Nu e cu pardon. Da. Adică, da, noi nu-l putem reinventa pe Caragiale <coughs> într-un mod care nu spune nimic doar de dragul de a distruge mituri sau nu știu ce. Caragiale a fost un mare om, a fost un iubitor de femei, un iubitor de șprițuri, un iubitor de, de viață. A fost, nu, în epocă se scria despre el că e grecotei, împuțit, străin de spiritul românesc, bla, 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 bla. Dar un mare român. El s-a dus la... Când Vlaicu a zburat cu primul avion, Caragiale era acolo. Era cu mânecele suflecate, Ia. da, cum se văd acum, și făcea agitație acolo și era super excitat de tot ce se întâmplă. Și pentru el, Vlaicu este și o poză a vremii. Vlaicu a fost un mare om. Recunoștea valoarea acolo unde e. Asta aveau mari, marile spirite. Ce avem. mai avem din valoarea asta în ziua de azi? Avem, avem. Ce -a mai rămas? Ce nu ceva vorbesc rămas? de ce e acum, ce se creează acum? Ce -a mai rămas de atunci? E, e o translație din asta, poate uneori imperceptibilă, nu ne dăm seama, dar eu am văzut un interviu al lui al meșterului Victor Benjuc, la 88 de ani, făcut de către Ștefănescu. Și după emisiunea, știi, senzația că îți vine să te lași. să zici, domnule, eu nu mai, nu, mai, nu mai vreau să fac. Nu mai. E o lume care eu nu mai, nu mai regăsesc niciunde. Și da. nici nu, poate nici nu trebuie, nu știu. Nu mai regăsesc. Lumea lor a mai trăiesc din ei, dar ea, ea a murit. Un tip de spirit, de uh, căutare, de profesie, de umanitate. Noi, cei care am mai prins ceva din perioada aia despre care noi spunem că a fost generația de aur a teatului românesc, nu știu, care tot timpul a fost înainte de 89, nu știu de ce. Mm, moare de ce? Da. Relația noastră cu comunismul și cu tot ce s-a întâmplat în perioada aceea e revanșardă, e pe dosariadă, păstrăm dosare, venim cu... și să publicăm totul despre noi și am terminat povestea. Nu putem să trăim așa, pentru că facem exact cum, -a făcut, cum au făcut ceilalți. Dosare, nu poți să fii da. un membru de partid, nu poți să fii profesor pentru că nu ești membru de partid, că ai avut părinții grofi, ai avut părinții chiaburi, deci facem, plătim, ne plătim. Asta e relația noastră cu noi. Eu, ura la noi e funciară. E, în parcă e genetică, băgată undeva în ADN da. și tot timpul mergem apel la asta. Nu, nu, nu venim de a înțelege în profunzime lucrurile. Despre noi ne analizăm odată și mergem mai departe. Re relația cu istoria. Te uiți la marile popoare, ce relația au cu istoria. Și înțelegi că de ce sută de mii de ruși se duc la Petru cel Mare, la mauzoleu, la Moscova, și după care aceia se duc la Lenin, care era contrar la. ceea ce... De ce asta? Pentru că raportul lor cu istoria este altul. Noi avem un raport cu istoria urât. Urât. Demitizăm cam orice. Nu cred că e posibil așa ceva. Da, vorbim de omul. Da, om, e un om, a avut de dar. da. Mare poet, mare dramaturg, mare istoric, mare medic. Nu putem intra acolo. Adică, da, de bârfotecă, de chestii din asta, a făcut, la prins cu... Bun, ok. Plătește omul pentru aia, că plătim în general, Da. Noi vrem o plată continuă. Da. Se să culpabilizezi o nație este inadmisibil. Războiul ăsta acum a Rusia-Ucraina. Domnule, este o nenorocire ce acolo. am făcut, am gătit pentru ucrainenii de aici, cunosc, am uh, o prietenă care, nu, mulți, uh, care trăiesc prin intervențiile ei cu nu știu ce, am, eu, Nikita, un mare vizor rus tânăr la vreo 40 de ani care a plecat din Rusia fără acte și pentru că făcea 15 ani de pușcărie acolo, pentru că el a fost împotriva războiului. Deci nu poți să culpabilizezi o nație pentru... Pentru, pentru ce se întâmplă la vârf, da, da, pentru, da, da, nu, pentru nu știu ce boală a unor lideri. Nu poți să fac asta. Pentru că da. atunci mă îmbâxez de ură și zic dumneavoastră, ăia sunt negri, uh, urâți, uh, îi vopsesc în toate culorile pentru că, și sunt altfel decât noi. Nu sunt aceiași oameni. Au o problemă, o teamă, o frică, e un sistem opresiv. E un... Și trebuie să înțeleg și partea cealaltă. Dar sunt solidari și noi, oamenii, să... suntem solidari cu cei care sunt atacați când mor copii. Știu, m-am tot întrebat cum s-a făcut teatrul după primul război mondial? Cum s-a făcut Chiar... teatrul după al doilea război mondial? Ce să, mai, ce să joci tu când au murit milioane și a fost un flagel mondial? Cum să faci mai faci atâtul? Ce să spui? Ce să da. spui? Și, și, de și unde totuși, lumea, scoți Da, creatia. a fost o perioadă de căutare. Sunt convins, o căutare, da. o, o, o dorință de viață, pentru că te întorci dintr-o nenorocire pe care vrei să o uiți. În general, oamenii vor să uite așa ceva. Probabil de aici și revenirea la teatru, că au dorit să. Uh, da, și, și atunci a fost o perioadă de, de trecere, așa, teatru, că teatru trăiește din propriile crize. Un artist trăiește da, din propriile da. crize, deși teatru. Și se reinventează din când în când. Eu nu cred că teatru moare. Teatru nu va muri. Va, se transformă. Va, se transformă. Va avea alte valori, alte chestii. Generația de după noi, ăștia la. Chiar două generații, 20, 30, 30, 40, teatrul s-a va arăta peste 20 de ani cum arată ei. Da, și ce părere ai despre asta? Păi, cum, cum, nu știu cum, cum va fi, nu știu cum va fi. Nu regăsesc decât puține puține lucruri care ne leagă. Eu sunt. În o... Eu cred că teatrul nu l-am inventat. Știu sigur că nu l-am inventat noi. Și că tot ni s-a predat ca o moștenire, ca o tradiție. El iei de undeva, îl duci până aici, vin alții. El va avea o evoluție. Cum va avea? Nu știu, asta nu mai depinde de mine. Eu o să mor cu România mea. Pentru mine România mea este Răciu, este prietenii mei, este clădirea asta o mare parte din viața mea sau o clădire a unui teatru și mor cu România mea. Cu asta care o cunosc eu, care mi-e foarte dragă, care e frumoasă, cu mediul rural, cu copilăria mea, care a fost fabuloasă pentru că a fost a mea. Și da. nu aveam nici gadgeturi, nu aveam Bine, nici, nici nimic, nici sa, televiziune, nici nimic. Nimic. Da. Și ne-am creat jocuri, am fost o generație mai creativă. <coughs> asta nu înseamnă că dacă ai toate astea la dispoziție, nu ești creativ. Ba da, din, ba din potrivă. Acum, dar să nu uităm de umanitate, că, pentru că pierdem în fiecare zi. E ceva septic și e, da. nu cred în ceva alb, nu cred în alb și negru. E cu nuanțe, cu culori, cu viața fiecărui om e așa, viața unei comunități, a unei națiuni, a, unei, a lumii. Când suntem implicați în pandemia asta care a trecut peste noi și care încă nu e gata, cred Pri, eu. A trecut prin noi. Nu tre prin noi tre da. Ne-am comportat revit. extrem de ciudat noi oameni. Da. da. Toată lumea. Măsuri restrictive, proteste, bla, bla. Sigur că rămân. Noi, artiștii, ne -am... nu putem să jucăm. Deci nu avem voie fost? cu publicul. Groaznic. Groaznic. Oare mai e nevoie de teatru? ne a spus întrebările astea, da, care da, da, și da, le-au da, pus da, da. înaintea noastră. cu, Oare cum facem bun ne era dor de public și atunci am întrebări. Bun, pentru ce ne facem teatru totuși? Păi vrem publicul. A, deci esența profesiei noastre totuși este publicul. Da. Uh -huh. Dar de ce spuneam înainte că... Noi nu fac pentru public, că nu mă interesează. Uh. A, deci nu, nu mai e rațiune. Nu e publicul, nu există. Nu există. A, stăm noi, jucam între noi, repetam, mai făceam chestii online... Dar tot între noi, că nu vedeam uh, fețele da, celor da, da. care ne privesc, se creează în, în sala de teatru între publicul, care e actant, devine un actant. Dar face parte din... Da, da, face parte din joc. Da. El este un personaj foarte important. Da. Este comuniunea aia, schimbă-la de energie, te încarcă, te duci, el te poate și purta unul mult mai sus decât crezi tu că ești în stare. Corect. Sau nu. Sau, te... Sau să te coboare. Sau să te coboare. <laughs> și nu e cazul. E... Da. Deci a, asta e tipul de relație artistului. Artistul trece, trește din, eu cum cred, trește din propriile crize. Noi tot vorbim în școala, nu numai românească, în general, de, de teatru, vorbim de Stanislavski, de Grotowski, de Meyerhold, de cine vrem noi, de Uta Hagen, de mama sa cu lama, de ce vrem noi putem vorbi? Numai că oamenii ăia au creat sisteme Sisteme, scrie, au scris despre profesia asta. <gânt> au creat trupe. Ei nu au lucrat în sistem de stat. Punct, nici unul. Au creat în afară și au făcut tipuri de concepte estetice. Noi le învățăm în școală, ei vin în teatre și nu le regăsesc niciunul. Da. Și atunci e așa, de ce am făcut? Ce școală am făcut eu? Că tot ce-am învățat în școală, eu nu văd în, în realitatea imediată, când mă duc în teatru. Exact. Și atunci nu se regăsește. Wow, dar ce-am făcut? Da, și ai impresia că e greșit. greșit. Orică e greșit unde ai ajuns, orică e greșit ce ai învățat. Da, și atunci dacă îi spune cineva, mm -hmm. domnule, ești extraordinar de bun și are primul și nu contact, cu, da. cu, zice, domnule, dar nu ai ABC-ul. Vă vorba lui Nea Victorie Bejuc. Eu atunci, eu pe cine cred? Da. Pe profesorul meu, care trebuie să-mi fie mentor, Vorbim foarte ușor așa, mentorat, maestru. Nu mai e cazul. Păi, Zic a, eu, maestru, nu, mai adică ca nu mai sunt adică nici mentor. Dem Olga Tudorache, Mircea Albulescu, Vraca, Calboreanu, Nicolae Bălțățeanu, pot să dau 100 de mii de mari actori și în românești. Au fost maestri la generații întregi. Da. Deci au predat ceva. Asta și pentru că erau mult mai, mult mai puțini în facultate. Da, dar noi ce să 50? facem dacă totul e. e Universitățile sau apă, se apără, sunt chestii închise, caste. Caste închise, în care trebuie să ai obligatoriu, ca să fie așa, trebuie să ai uh, doctorat. Eu nu pot să cred. Ia să mă ierte Dumnezeu, nu am ceva cu nimeni, dar eu, mintea mea, nu poate să, nu, să înțeleagă și nici să priceapă. Am terminat facultatea, după facultate am terminat masterul și după master fac doctoratul. Doctoratele se fac totuși la vreun 40, 40 ceva de ani când ai acumulat ceva în drumul tău da, profesional. Uh, mulți termină master. Eu, -am zis, voi, eu nu sunt master. Și am terminat un institut de 4 ani, așa, la 4 ani. Master, la tine se presupune că ești master mă, ești. Mește, maestru. Masteratul asta înseamnă. Și tu n-ai BC-ul teatral. Doamne, Dumnezeu. Atunci, deci, cum. Ce vorbim ca să ne putem înțelege? Tu ce crezi despre. Adică, ne, ne despart din 10 chestii, 10. E inadmisibil așa ceva. Înseamnă că undeva ceva nu s-a produs corect. Au vrut să taie relația cu școala de atunci și s-a creat stuțocamilismul. Predăm estetica plumbului după actor, actorul și spațiul lui, biosur după nu știu ce, antropologia actorului după Melci și bla, bla, bla. Și actorie, 4 ore pe săptămână, 5 ore pe săptămână. Pă bune. Păi, noi făceam 40 de ore pe săptămână numai actorie. Despre ce vorbim? Deci, tipul de raport. Vorba lui cu un mare nostru actor, care e lui Gelu Colcean, era rector la vremea aceea ore de și după ce a văzut că toată lumea, Gelul, dragă, eu actorie mai pot să predau? Da, e, știi, Parcă... reacție de râs. Dar da, e, nu e de e râs. tragic, nu, nu e de râs. de râs. Actorie mai pot să predau? Ce deci, ne facem că este în centru atenției? Eu sunt departe de sistem, am fost pe acolo, dar nu, nu mi se adresează mie. Nu eu sunt, nu vreau să schimb nimic, să nu se schimbe nimic. Că nici nu mă interesează, Eu doar o constatare. Uh, produc șomeri. Școala românească de teatru produce șomeri. Uh, e un sistem, uh, si, tot sistemul din România, ne place sau nu ne place, vrem nu vrem, este același din 89. De dinainte, cu mult de... Din... El nu este evolutiv. Da. Nu este evolutiv. Nu, nu s-a făcut nicio schimbare reală reală, poate dureroasă atunci, sau dar care se deschide larg porțile unor chestii. În România sunt același număr de teatre. au mai produs în zona alternativei teatrale, nu independenți, ca spune, independenți față de ce? Independenți față de cine? Stat, Altern, nu, păi da, lucrează cu bani de la primărie, lucrează cu bani de la Ministerul Culturii, de la FCN, deci tot cu bani publici lucrăm. Despre ce vorbim? Struțul, Noi nu avem mecena. Unul care vine și pune 200.000 de euro, faceți un teatru aici, în comunitatea noastră. Nu avem așa ceva. Nu, suntem niște chimniți. Niște, se adună ceva și încearcă câțiva oameni și să încerce să se facă ceva. Degeaba. E un stuț să căminizăm. Când vorbim așa, toată lumea e de acord, așa, când vorbim în cadrul mai larg, toată lumea e inteligentă. Da, și când e să se facă ceva? Nu se, face. Nu se da, face. Vorbim doar la modul, pentru că oamenii profită de sistem. În centrul atenției nu este studentul, ci este profesorul. E greșit. E greșit. Elevul, ăla, învățăcelul este în centrul atenției. Pentru ăla dau bani. Nu să-ți dau ție un ban ca să faci tot ce toată pedagogia. Am avut profesori, mă refer la Hășmaș, o comună din, până aproape de pe acolo, am avut profesori care m-au învățat carte. Mari. profesorul mari. Am avut profesor Rada de matematici, genial, Mihalca de română, extraordinară, Nistor de istorie, bestială. Uh, uh proful meu de biologie, care, printre puținii care mai trăiesc dintre profesorii mei, pe care îl vizitez când mă duc acasă, Buzlea, a fost și directorul școlii vreo 20 de ani, un tip senzațional. Oameni care au venit în comunitățile astea, pornind de la UBB, făceau, au fost la și Boi, șef de promoție. Dar n-a rămas că s-a căsătorit și a venit cu soția lui acolo, care era de... extraordinar. Și... Da astăzi nu mai, astăzi îmi trebuie vilă pe stânga, două merțane, chestii. Toată lumea are impresia că asta satisface ceva. Bun, vrei un Mercedes, să-ți dea Dumnezeu 70 de elicoptere. Dacă asta îți dorești, asta vrei să le ai. Dar toți visăm numai asta. Nu vrea nimeni să zică, că vreau să fiu un mare medic, să pot să fac nu știu ce. Și astea vin, asta vorba noastră, de chilin. Nu, nu miza este banul. Dacă miza e banul, e puțin. Spre nesemnificativ. Nu, el. Ești un întâmplar foarte bun. Și devii un întâmplar foarte bun, vei câștiga. Pentru că oamenii vin la tine că faci un lucru bun. Și, de fapt, ești artist. Ești un mecanic foarte bun. Lumea vine acolo. Și sunt mecanici care câștigă, câștigăm noi 15 actori într-o lună. Și bravo lui! Dacă își Își găsesc... găsește menirea. No, da, exact. Nu, toți nu, bl bla, bani. Blamăm pe asta, blamăm Și cu teatru. Toți, toți ne învățăm pe fiecare... To toți dintre noi știm teatru. Eu sunt bun. Dar cine a spus asta? Cine a spus asta? Box office în România. Există box office Hai în România? Nu, nu există. Vin și trupe teatru, de la cine. muzică, de la dans, de la teatru, de la fila. Toate sunt gratuite. Aia cu gratisul. Totul e gratuit. Dar e pentru comunitate. Nu gratuit. Pentru că te duci, cum ai pășit granița din Ungaria, încolo, totul e pe bilet. Biletul înseamnă box office. A plătit să vină să te vadă. Păi, să mă duc... Cine vine la polivalentă din marele trupe românești? Să aibă concert, trupa, vine ea pe banii ei, turneu. Nu. Trebuie să fie chemat la zilele de la festivalul vinului, la festivalul ah, de da, pe gratis? gratis și... da. Aparent e pe gratis. Nu Aparent, e pe gratis. Nu nimic e pe gratis. gratis. Și atunci ne furăm căciula, mințim mm -hmm. de fapt. Aia, domnule. lasă. -mi. Și după aia, vrei să joști un spectacol aici și trebuie să dai 20 de lei, 25 de lei pe bilet. Păi, mă duc gratis. Dar vine o trupă de la București cu 150 de lei pe bilet. Hor, mălăele, ele, cu nu știu cine. târgu nu se duce. 250 de, de, lei pe bilet. Același spectacol avem și noi. Zic eu mai bun. Da? A zis Mihoc că e mai văzut, bun. am văzut, E mai bun. E mai da. bun. E mai bun am din vari motive. Le pot și explica dacă e cazul. Da, dacă nu stabilesc cu tine în comunitate că tu trebuie să vii să vezi asta și du după aia. Hai, vezi-l pe al nostru și du-te să-l vezi pe ala. Sau du-te să-l vezi și vină și aici. Să vezi ca termen de comparație. Cât ți-a luat ăla din buzunar, cât să dă aici și dacă actorii tăi de aici nu au făcut un spectacol măcar la fel de bun de, ca și ea. Da, chiar tu ce uh, rol, joci în uh, iache? Nu, nu, eu nu A, joc. Nu ești? Nu, eu am, nu regiza am, am, că... am regizat. Am regizat. Și asta cu regia e o mare problemă. Am, nu. Am pus în pagină niște colegi de-ai mei în care eu cred foarte mult, și că textul ăla trebuie să ai actorii și punct. Da, da, Nu este o chestie de a, a face un concept dramaturgic, prin care e o piesă realist e vorba de realismul psihologic, temă clară care se joacă singură dacă ai actorii. Correct. Dacă n ai actorii, e o mare problemă. În orice vrei să faci, de fapt, în teatru, nu, nu mai vorbesc de, nu știu, de surrealism, asta deja e o altă limbă. Da. Nu, nu suntem pregătiți pentru switch-uri, pentru schimbări, pentru drumuri estetice. Trebuie să fim maleabil Un actor trebuie să, acum, pro, îl provoci și face ceva. Mâine. Tot timpul avem asta cu mâine. Mâine o să face. Nu, acum, la repetiție, fac ceva. Și trebuie să vină de la mine, din înțelegerea mea. Sunt de acord cu regizorul sau cu partenerul, dar mai vin și eu cu trei propuneri. Poate nu sunt funcționale, dar trebuie să trec. Pentru că folosesc repetițiile pentru propriile mele greșeli. Când să le fac, după ce am terminat uh, spectacolul, da. e gata la cheie, nu. Atunci, în căutarea, în drumul ăla, a, domnule, am încercat aia. nu merge, nu -mi merge mie. Poate acolo, am luat-o undeva. Dar și ce vreau să te întreb? Tu mai ai emoții când intri pe scenă? Uh, da și nu. Cele mai mare... când Da și când nu. <laughs> da și nu, da. în sensul că am emoții când nu joc și joacă colegii mei. Ingrozitor. Ah. Și să stau în sală mi se pare îngrozitor. Și tu când iei să intri Când pe joc, CNN... eu nu, nu am aceleași emoții. Sunt spectacole la care n-am -am emoții. Iar dacă am, sunt constructive, adică sunt, prea, sunt dincolo de. e o liniște, poate unor aparent, așa, dar certitudinea că știu ce am de făcut. Și bucuria aia că văd când e o sală bună care ne empatizează cu mine, îi ador și sunt colegii mei, nu mă interesează. N-am, nu, n-am avut niciodată ceva distructiv. Mamă, intru în șer, am vomit, e stare, mă duc la toaletă. N-am avut asta, niciodată nu am avut. Nu ne-am avut. E puterea de a... Știi că trebuie să... Cred că una din marile probleme ale noastre că cel care te conduce pedagogul care te duce pe scenă și îți arată spațiu, prima dată în viața ta, intri la... și te duce de mână să-ți arate spațiu, de fapt începe să-ți arate eurile tale. Eurile. Da, toate eurile tale. În sensul încrederii. Pentru mine teatru e egal încredere. Nu există asta? Nu există nimic. Nimic. Există frustrări, Există tot felul de neputințe, de uh, exacerbări. De, uh, nu mă interesează în teatru dacă spui cuvântul nu. Și în viață, în general. Nu mă interesează. A, nu poți, așa. Uh, atunci nu mai... Ce să vorbesc cu tine? Adică, bun, nu te interesează ce, ce Dar tu ești pe scenă acum. Care-i părerea ta? Eu nu, eu mă abțin. Nu există în teatru asta. Poate în viață votăm și eu sunt pentru, tu ești contra, ea să abține. Sau el. Asta e posibil. Da. Da. Dar să nu ai nicio părere, nu pe mine nu mă interesează, nu. Și se întâmplă lângă tine. Un om a căzut pe stradă, nu te interesează? A. Bine, e posibil să tu nu te intereseze, dar nu cred că e ok. Vorbeam de chestia aia, de umanitate. Înseamnă că la tine e atrofiat Chestia asta. Nu poți. A căzut un om. Are o problemă. Are un accident. Treci pe lângă. Cu treci pe lângă. Da, mizăm foarte mult pe treaba asta cu nu. Deci nu ne interesează. Noi nu, da, și atât. nu e vorba de. Nu mă implic. Da. da, în general ne costă. Tâmpenile ne costă. Facem o tâmpenie și plătim o perioadă lungă, fără să ne dăm seama de ce. Da? Trebuie să ne eliberăm de lucruri. Cred eu. Domnule, da omul este supus greșelii. Nu repetitiv. Totuși, nu. Adică nu mai pot să fac o tâmpenie pe care am făcut-o de 5 ori și o mai fac și a 6 și a 7 și a Dacă am analizat că, domnule, nu e bine aia. Nu e bine, nu e etic, nu e moral, nu te să fac, nu mai te să fac aia. Dar dacă tot ții langa, păi atunci zici de evoluție, ce bă, evoluție, ce e cu tine? Cred în drumul ăsta, cred în artiști. Cred că. Crezi în artiștii generației ăsteia? Da și nu. Da și nu. Sunt, Au vârfuri, au vârfuri, dar simt o diluare. A, a, plus că ei a, trec și printr-o. O, în, într-o perioadă foarte grea, da. care a fost o perioadă lungă înainte de 89. Mare artiști erau artiști de conștiință. Jucau niște săli friguroase. Ei erau îmbrăcați cum sunt eu acum, publicul era cu șube pe ei și jucau și nu i-am auzit plângându-se. Nu, nu am auzit. Erau fericiți că pot să facă aia. Și erau bucuroși că se joacă în fața lor asta. Și erau, era între public și ei o. o legătură extraordinară. O empatie. Erau art artiștii lor. Da. Săi noștri. Na, care teatrul ăsta de aici, da, suntem subvenționați de minister și să mulțumim că ministerul și guvernul României dă niște bani. Dar totuși noi suntem teatrul comunității este Noi joc în Târgu Mureș pentru Târgu mureșeni. Nu numai pentru români, că avem două teatre. Nu? Teatrul Național din Târgu Mureș da. Mulți colegi de-ai mei nu înțeleg asta, probabil nu știu de ce sau înțeleg. Păi, e o instituție cu două teatre. Suntem două teatre. Nu suntem unul. Nu. Cu publicul diverse și publicul român nu este un mare public sau publicul maghiar. S -s <hă> diferite publicuri. Tinerii. Ăștia mai în vârstă, care au un alt teatru, da. publicul de mijloc, cuite, adrese și acolo, să simți comunitatea spre ce se duce. Trebuie să ai o paletă vastă în repertoriu, pentru cam toți. Nu putem spune, asta e teatru, numai asta trebuie să le dăm, sau numai asta trebuie să le dăm. Mie îmi plac să mănânc, de exemplu, câteva sortimente de mâncare, dar dacă îmi dai, de exemplu, sarmale, care îmi plac, patru, 3-4 zile pe săptămână în Sarmale, nu de mai mănânc, stai puțin. Păi dar zis că îți plac. Păi îmi plac, dar nu în asem asemenea măsură încât să mănânc în fiecare zi. Aia, așa, o dată la două săptămâni, o dată la trei săptămâni, e minunat. Că mai îmi place și altceva. Păi hai, vrei pateu? Îți bag pateu în fiecare zi. Păi, dumne, dar m-am săturat. Păi, nu iubești pateu? Nu mai iubesc. Iată că nu mai. Iată că, că nu mai. Păi, de când? Păi, de acum, s-a schimbat acum de trei săptămâni dai tot pateu. Și pateul meu s-a depus pe celălalt pateu. Pe ficat care s-a făcut și el pateu. Nu, e... Suntem în primul rând un teatru al comunității. Jucăm aici. Dar mai există comunitate? Există. Există. O simt. O, o simt. Există o diluare a unor chestii, dar eu cred în comunitate. Îi văd. Empatizăm cu o parte din public. Noi trebuie să mergem mai mult înspre ei. Avem un public, trupa română, avem și public maghiar, pentru că noi traducem la ei la fel. Este o parte mai mică, dar un public român, care merg la... Uh -huh. Sunt familiile mixte, care ce faci cu ele? Da. Folosim pe orativ, un copil să naște dintre un român și un maghiar, sau invers, un maghiar și român, că cum e copilul ăla? E un termen care se folosește la câini, ordinar. Cine folosește termenul ăsta? Cum îi zice? Corcitură. A, da, da, da. Corcitură. Asta folosim. Corcitură. E atât de, atât de urât. Corcitură. Horror. Nu știu că eu n-am auzit și nici n-am folosit. Ei, vezi? Da, e bine că n-ai auzit. Chiar foarte bine. Eu nu? am auzit. Aș probabil aș și reacționa. da. Că da. Și eu reacționez. Și zis. am copii Stai din... puțin. De, când e vorba de copii, de oameni, suntem niște oameni. În comunitatea asta nouă ne trebuie niște lucruri. Înțelegem sensul comunității. Dacă facem un pod, podul ăla e, asta, ăla e românesc sau maghiar? Nu, e al târmureșenilor, frate. Da, Cum trecem doar... pe el? Pe ore? Suntem tâmpiți? Ne-am tâmpit? Și românii și maghiarii sunt păcăliți de niște oameni care au impresia că ei au... sunt mari gânditori. gânditori de la Hamangia. Trebuie, dată o dată, mâna în sensul a treia limbi a limbia încrederii. Încrederea, Dumnezeu, trebuie să facem ceva aici cu noi, cu copiii noștri, despre noi. Ne pleacă copiii, ne se duc la, nu dezvoltăm nimic, producție industrială zero, o mai, nu mai contează. Mă chiar nu mai contează nimic. Dacă nu mai contează nimic, putem vorbi despre nimic. Nimicul din noi, de lângă noi, despre noi. Cred că asta trebuie să. fiecare să înțelegem că ne trebuie, trebuie alea făcute. Da. Și că nu. Te o, nu știu, dacă o face cineva, ea lui, ea noastră. E a comunității, da. -e, asta e sensul comunității. Fiecare întregită. da. Chestia asta cu școlile. A, eu sunt venitură aici, am venit la 18 ani jumate. Dar cei care au locuit aici, românii și maghiari, își cunoșteau au, și unii și alții limba. Până în 89 așa s-a întâmplat. Își cunoșteau limba. Toți de vârsta mea, din comunitate, știu română și maghiară. De când s-a schimbat asta? De după 90. Mm, da, da, da. da, 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 e Sistematic. Noi suntem separați. Nu suntem separați, frate. Nu, asta nu. Limba și cultura sunt influențe și în cultura maghiară din partea română și invers. Da? Deci suntem separați? Nu mm. suntem separați. Ei, cum facem împreună chestia asta? Cum să funcționeze aici? Adică putem să facem cum e și la. Putem să facem. Vine un englez, e foarte ok, vine un turc, e foarte ok. Și noi, între noi, aici. Dar ce suntem, străini unii de alții? Da, noi nu. A cui e Târgu Mureșului? Târgu A maghiarilor și a românilor. A celor care locuiesc în el. Corect. Punct. Restul sunt povești nemuritoare. Drepturi. Eu sunt pentru drepturi colective. Toată lumea avem drepturi. Nu poți să ai tu drepturi mai multe decât mine sau eu decât tine. Nu se poate. Arat. Și iarăși nu-mi place cum se folosește termenul de minoritate. Asta, cu minoritatea maghiară. De ce aici, minoritate? Dar de ce trebuie aici, să folosim minoritate? Da, aici, în și chiar nu sunt minoritate. Păi, da, 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 se Sunt două culturi minoritate. puternice. Iată cum exploatează cei de lângă noi. Sibiu. de exemplu, este un centru intercultural. Bla, 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 bla. Două, trei mii de sași care mai trăiesc în asta, în comunitatea din Sibiu. Noi suntem aici chiar la, cum să spun, orașul etalon al da. României, în ceea ce înseamnă chiar interferența între cele două culturi. Păi noi ar trebui să avem finanțări, să ne batem împreună pentru chestia asta. Nu se exploată în diferențele. Asta e foarte ușor. Din contră. Din contră. Sunt diferențe culturale, le înțeleg, le accept, de tot. Dar ceva conex ceva care să ne ducă împreună, spre a face ceva împreună. Noi avem festivalul alternative, festivalul de film de la Târgu Mureș, da? Dom'le, ea unei comunități. Da, el nu este important în România. Nu este important. Noi ne batem aici cu tobele în centru. Suntem cei mai tari din Târgu Mureș, suntem cei mai tari, că suntem singuri. Cei mai... Să ne iubească lumea. De la combinat până dincolo, da, ne știm. Mai departe. Pentru că n-am fost în stare să facem asta. Sunt asperități. Sub masca, că nu spunem, nu le declarăm. Bai ba, să le spunem. Hai să ne spunem ce avem de spus, mă frate. Ce zici de spune? Ești așa. Recunosc asta. Aia. Nu cred că sunt așa acolo. Omul are, știi, dacă spune despre tine, ești, nu știu cum, el poate avea din 100%, 35% dreptate. Da. Dar nu ăsta e adevărul. Nu, Adevărul e cu 75% nu e așa. Atunci nu po da, are asta. da, da. Nu pot să fac din alea 35%. De ce nu vreau să fac din alea 75%? Că e mai ușor. De ce să nu mă duc dinspre bine să astup rău? De ce merg înspre rău să-l desfac foarte puternic? Și nu mai e rău, nu mai e prost, nu mai e. Nu, nu există nimic. Tipul ăsta de colaborare nu a existat în comunitatea mea. Și nu. Crezi că va Eu iubesc maghiarii, iubesc maghiari adevărați, care e un maghian adevărat, care respectă limba, cultura și care nu e un ungur pârât. Cum iubesc și românii care... E român, ce de, de e un defect? că sunt român? Sau că el e maghiar? Și că sunt heterosexual și că sunt ortodox? Dacă așa m-am născut, frate, nu mă bat cu nicio chestie în piept, dar sunt vinovat pentru asta. Sau că el e maghiar, e vinovat din nu asta? Nu e că e luteran, că e catolic, că e... Nici nu contează. Astea sunt deja... Da, numai că subtilite. toate astea... În, noi în 32 ani am patinat în gol aici. Avem un patinaj. Viteză. Dar tot pe... se numește patinaj viteză tot pe loc, pe loc, pe loc. Proiecte mari care se ducă comunitatea asta în direcții majore de dezvoltare economică, socială, mă artistică, chiar. artistică dar mă la medicală lumea medicală de la Târgu Mureș. Mulțumesc lui Dumnezeu. Deci, pe bune, dacă... Este că sunt într-un oraș cu mari medici. Am avut nevoie de ei. Mari medici. Mari. Noi n-avem un spital regional. Noi trebuie să dăm ton în Transilvania. Să nu zic în România. Că nu, dar în Transilvania. La Târgu Mureș. Universitatea de uh, medicină. Acum s au unit cu cei de la... Petru Maior, da, și au și chestii chimice, da, 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 da. alte specializări. Și foarte bine. Dom'le, respect lumea asta. Hai să facem servicii medicale, ca la Târgu Mureș, Domnule, bătălie. Trebuie să fie investiții sute de mii de, exageriz, de locuri de cazare să dezvolte în oraș. De ce? Că vine lumea aici la medici. Că avem. Hardom, dacă mă nici asta nu avem, mă 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 înseamnă că. Potențial. Păi, hai să profităm de asta. Un spital regional. Toți, toți ne batem pe. Aici e ca la bătălia pentru Cluj. Când au zis, domnule, 10 puncte pe care nu le mai discutăm niciodată. Cu 10 lucruri suntem de acord toți. Toată lumea, de toată ce culoare politică. Astea sunt pentru Târgu Mureș. Și nu le mai discutăm niciodată. Indiferent cine vine, alea le face. E pentru noi. A, discutăm restul. Acolo, pentru că. Da, și diferențele trebuie discutate. Noi, și nu, în comunitatea noastră nu trebuie să existe subiecte tabu. Adică nu discutăm despre. E. e o imperios să discutăm despre o problemă care a apărut în comunitatea noastră? O discutăm. Nu se este supreș. Nu. Da. Asta e. Asta s-a întâmplat. Să vedem că e vorba despre noi. Bun. Ce facem mai departe? Asta e ok. Pentru că asta acumulează o grămadă de mizerie, și după aia toată lumea o folosește împotriva tuturor. Și, și nu e ok. Nu e ok, nu. Se sădește un tip de neîncredere care nu o duce la nimic bun. Mă și artistul, eu asta simt. Un artistul în comunitatea lui, pentru că noi aici lucrăm, trebuie să avem opinie. Trebuie să avem părere. Eu cred, asta cred un actor sau un artist, o părere despre teatru. Știi că uh, unul dintre marii muzicieni ai lumii spune așa, nu contează părerea lumii despre un artist. Contează părerea artistului despre lume. Cine a schimbat lumea? Visătorii. Da. Cel care a visat, omul, cred că a visează de când e pe pământul ăsta, de când a dat bunuțul Dumnezeu. A visat că zboară. Da? Și unii au fost, unii a spus că pământul e rotund și a fost ars Da? spunând o realitate. Dar paradox -se că găsești și că care spun, nu, pământul e plat. Dar va fi de câte e lumea în lume. Da. Asta e. Dar... Și până la urmă, visul de mii de ani a omului că zboară s-a realizat. E un drum evolutiv. Omul, știința, cum, ne, cum facem? A început cu... Ar trebui să se de pe nu știu unde. Au căzut, au murit. Au... Sacrificii pentru a da. descoperi. Roata deci, nu s-a inventat din prima. Toate astea. Și atunci, un artist în comunitate chiar trebuie să fie uh, un, un om care pune o întrebare. Nu este că... Artiștii nu dau soluții. Noi nu facem la teatru oamenii mai buni sau mai răi. Faptul că vine la teatru, mm -hmm. îl facem mai bun. Nu, punem întrebări asupra lumii. Iată o poveste pe care noi vom pune, jucăm în seara asta. Și nu îi dau cu tematică, cu nu știu ce. Uitați, dacă faci așa, se întâmplă așa. Nu, că în viața nu se întâmplă așa. Nu, e ceva nedifinit. Nu, da, lasez. Tu ce o crezi? Idee. Pentru că mă interesează părerea ta. Eu cred că nu e așa. Bun, dumneata, eu cred că e așa. Eu cred că e la mijloc. Eu cred că e mai mult în partea asta, dar nu s-o Oamenii discută, comunică și puterea de a-l face pe celălalt să creadă în proiectul tău. Asta este marea chestie. Marea artă în, evoluția umană nu este că ba pe amătii. Asta nu există. Atunci este greșit. Sau hai să ne batem și rezolvăm noi cine mai e mai tare cu pumnul. Nu asta. Asta merge când ești copil. La 6, cinci, 6 ani, copiii se bat, se bat și mai încolo. E, își exersează tipul de putere, de e o chestie de bărbăție. Eu cred în ying și yang, cred în bine și rău, cred în, cred în asta. Omul e, are dualitatea asta. Crezi o avem că cu toți. Actorul este, un, este spiritual? Meseria de actor este Ar trebui să fie. Spirituală? Ar trebui să fie. Tocmai asta cred că cei ce aveau înaintașii noștri, generații, o generație mare, aveau asta. Generația mea nu știu dacă are. Bate. Nu vreau să fiu rău cu, cu, că sunt rău și cu mine. Uh, nu cred avea. că generația mea nu prea. Păi, nu știu. tu crezi, vezi, iată. Dar ceva s-a rupt între noi și ei. Ceva s-a rupt. Ei vedeau teatru într-un mod extrem de diferit. Extrem de. în care erau cu pedagogul zi de zi la școală, zi de zi. Tata da, și erau foarte puțini. Păi bun, foarte, foarte puțini. Erau exemplu, patru. Nu. Nu, trei, mă rog. Nu, nu, nu. nu știu. Erau, de exemplu, 14. Perioada de dinainte. Deci cu toate generația era la Victorie Erau două clase. Două clase. 14 sau 16. Erau. În București, da. Uh, da. Și... Uh, uh, acum e o ciupercărie de școli. E foarte ok. nu am nimic împotrivă. Statul român cheltuie pentru un student la teatru mai mult decât unul la medicină, decât unul la aviație. Dacă statul român vrea să facă asta, fără să creeze alternativa, și alternativa este că în România sunt același număr de teatre, câte au fost din totdeauna, da? a mai apărut Suceava, da, acolo au mai fost încercări. Drobeta Tunul severin nu are, alba nu are, bistița nu vor să facă acum, dar de vreo 20 de ani și acolo se tot face. Sunt zone în care. Bun, statul, ori, comunitățile, dacă simt nevoia, că nu e obligatoriu să faci. Nu e obligatoriu. Nu știu, nu, nu, nu sunt expert, nu mă interesează asta, că nu e, area mea de preocupări și de expertiză ce trebuie să fie, cum trebuie să fie. Dar constat, adică produci mai mult peste nevoia pieței. Da. Deci nevoia pieței este de 5 oameni și tu produci 200. E corect? Nu e corect, păi tu nu că ai, ei mă, produc 20. nu, 20. nici nu sunt toți pentru Fă, asta. Fă cerne, fie o, sită mai... mai, mai da. Nu, mai rar a, așa. A, mai rar. Să intre mai mulți. Na, să intre 30, 200. Și nevoia în sistem. Anual, da. 200. Tu vei să faci contractele toate permanente. Pe păi atunci de ce mai faci școala? Pe păi erau, astea permanente erau atunci pentru că terminau atâția, plecau șapte, veneau șapte. Uh, plecau șapte cu pensie pânteată din România, iar se eliberau. Acum nu-mi pleacă nimeni. Acum nici nu pleacă nimeni, și sunt nu și pleacă, mulți da, care vin. Păi da, logic. Logic. Nu, și atunci, e. nu, 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 sistemul. Ce vrei să faci? Noi toți stăm și ne întrebăm fără să luăm... Sunt multe modele de afară, nu toate trebuie să... Trebuie să luăm... Nu, că nu sunt inventate de cineva anume. Există contracte permanente pe o perioadă, pe stagiune. Vorbim de o lege din 67, mi se pare, semnată Ion Gheorghe Maurer, în care definește mai democratică decât toate legile care s-au făcut după 90 în materie de artele spectacolului. Dacă spui asta, te face comunist. Te face tâmpit. Păi, dacă așa discuți, atunci, bun, eu sunt tâmpit. Dar ăsta e adevărul. La accept, nu, ești mai inteligent. Ok. Îi demonstrează că ești mai inteligent. Înțeleg. Ascultând păreri. Și nu că fac o lege. Cum o fac? De ce o fac? Totul, eu nu sunt nici pentru... există totul permanent sau totul pe perioadă determinată. Nu sunt. Există un mix în comunități. Eu cred că aproape o treime din trupă trebuie să fie permanentă. Dar ce înseamnă permanent? Valoarea. Ce certifică valoarea? Ce ai făcut înainte până ai devenit permanent, ce faci în momentul ăla și ce faci după. Da. Viciul începe de la angajare, din punctul meu de vedere. Oameni care nu au făcut nimic, doar au niște ani. De fapt, fac, fac o protecție socială în sistem. Tu da, sunt actor, actriță aici. Dar ce ai făcut, frate? Păi am 8 ani de când sunt angajat. Dar Cum să. Păi, dar foarte bine. E greșit ce s-a întâmplat. Dar cine ești tu să spui asta? Nu eu spun. Evaluarea ta. De opt ani ăștia aici ai jucat în trei spectacole. Este normal să primești leafă. Unde în România în celelalte mm. chestii să primești leafă fără să faci nimic pentru ea? Și nu leafă, nu o de lei, nu 2000 de lei. Unde? E Care șur. e valoarea? Păi da. Dar nu, nu eu sunt de vin. Directorul. General directorii sunt de vină. Regizorii și regizorii sunt de, de da. vină. Colegii nu mă iubesc. Toată lumea e de vină. Și tu eu, deloc. Mie mi-a spus bunica mea când am fost la teatru și am dat la examen că sunt cea mai talentată și mai frumoasă. Păi, normal. Nu o să spună: Bunica, că ești cea mai tâmpită și mai urâtă de pe lume sau cel mai cretin de pe lume. Cum să spun așa ceva. Și uh, am, am fost la teatru, mi-am invitat uh, uh, peruciera mea, uh, cea care mă tunde, doi frizeri și un lăptar care mi aduce laptele și le-au plăcut. Le-am dat bilete gratis și eu, bravo! Păi, bune. La asta se rezumă. Uh, Că, nu, form da. Formele de căutare, uh, formele prin care evoluezi cu tine ca artist, sau nu, n-ai Nu toți evoluează. Dar să fim uh, doar cu, că suntem la servici, niciodată eu nu am tratat teatru. Am făcut și spectacole bune și spectacole proaste, de care nu vreau să-mi amintesc, dar fac parte din... Nu pot să... Ce să fac? Te-au format. Până da, nu pot să-mi... Mi-ar face să am toate amintirile mele să fie clean, curate, frumoase. Nu. De nu pot fi așa. De. Na, Și -am, nu pot să le ascund. Astea sunt. Astea sunt eu. Atâta sunt. Atâta sunt. Dar de tot de timpul să dau vina. Eu am zis vreodată. De, eu nu sunt actor din cauza lor. Noi eu n am făcut aia din cauza. Niciodată. Am plecat în momentul în care nu m-am simțit dorit în locul ăla. Eu am plecat. Și am demisii, Doamne toată viața mea cu plecări. Arad, Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, Timișoara, Arad, Ploiești, București, Pit, mă duc joc la Galați. Tot timpul am căutat. Tot timpul. Deci unde nu mă simt dorit, nu, nu e bine să stau acolo. A, că iau leafa. Da. -a păi, o iau o lună. Coloana mă tot gândesc, oare sunt chiar defect? Probabil că sunt defect, poate ceva. dacă nu mă regăsesc aici, mie mi-e rușine. Îmi o obrazul de rușine. ca să zic că îmi bat joc sau că nu știu ce. Păi nu mă interesează, dar prin atitudine zice, vezi că nu te interesează, că nu te implici. deci nici nu mai știi cum e mai bine să faci. Cum simți, până la fac ce simt și pot greși. Nici o problemă. Și asta e okay. Dar am și puterea de a spune bă, am greșit, trebuie să mă duc de aici acolo și să fac acolo, că acolo cred eu că fac mai mult. Nu face acolo, omul caut, caută, caută. Dar artistul în comunitate, nu numai actorul, artistul în general, dramaturgul, scriitorul, uh, muzicianul, au ceva de spus, ca și medicul, ca și... Suntem importanți într-o comunitate. Comunitatea se uită la noi, totuși, Uh, încă au, artiștii noștri au ceva repere în, în, în noi, cred eu. De, Cum am văzut ce da. repere au în. Venea meșterul beregan, era rupere de lume, veneau vin act, actorii mari României, care trupe, se duc, pentru că înseamnă ceva, un tip de atitudine, un tip de bucurie, un tip de dragoste. O... Coloana poți, vertebrală. Da, nu poți să treci peste și coloana vertebrală nu este că nu te-ai niciodată. Nu. No. Pentru că a devenit elastică. Trebuie să știi că sunt în convoi și în fața cui. Da. Primul lucru care l-am învățat și a fost greu de acceptat pentru mine. Extraordinar de greu de acceptat. Dar teatru înseamnă și asta. O stare de anumit, anumit tip de umilință. Greu mi-a fost. Ani de zile. Da. Să mai pleci și capul. Vai de capul meu. Și avem impresia că eu am dreptate, sau numai eu am dreptate, sau după aia acceptam că s-ar putea totuși un pic, dar doar un pic, tot drumul ăsta. Pentru că înseamnă o anumită, o anumită stare de umilință. Și, de fapt, și a tradus-o Marcel Iureș, un mare actor român. Îl iubesc tare. Și eu. Uh, trebuie să fiu un fel de creuzet artistul e un fel de creuzet în care se varsă foarte multe informații. Și să ai puterea de a decela, de a le ordona, de a le înțelege, nu este că nu le accept. Ele vin. Nu este, nu este, dacă accept, accept că există răutate pe lume. Normal că accept. Există și lângă mine. O produc, am produs eu de câteva ori da. în relație cu terți. Da. Am zis, mamă, ce dracu am făcut acum? Cum fac? Da, să-mi cer scuze îmi cer scuze, îmi pare rău am greșit trebuie să-ți ceri asta, cu astea te naști te rog, te-aș ruga dacă se poate să nu este că mi se cuvine, nimic nu se cuvine nimic, nimănui nu. Nu. ne luptăm pentru chestii vrei să schimbi lucrurile luptă-te pentru idei luptă-te se schimbă până la urmă în drumul ăsta se mai schimbă câte ceva nu putem. Acum m-am gândit la ceva, și mâine se și face. Asta nu se poate. Nu se poate niciodată. Niciodată. Evoluția, drumul în sine. Eu încă mă consider pe drum. Și sper să mai am din drumul ăsta efectiv și vorbesc foarte serios. Mi-aș dori ca dacă Dumnezeu mai 10 ani să mai am drumul ăsta în meserie. Și atât. După care. Adică, cât și să fiu lucid. Valid, pentru că nu mi-ar place să mă care cineva cu. să mor acolo, poștă. Să, să mor pe. când aud asta la actori, la unii, Doamne, da, da, mor da, pe da, șenă, da, Dar da. și nu te vrea, mă lasă, -mă, mă, Doamne. Să-ți fiu cu cască în urechi, împins de. mi se pare, vai, atunci să vină vorba, trenul să mă taie picioare pe aici. Deci, nu. De ce? Să. Nu, 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 nu. Și să poți juca un actor, da, poate juca până la 90 de ani. Dacă e lucid. Dacă e, lucid, dacă e valid. Dacă are ceva, are credința aia, dacă e, e în putere, că e nevoie, poate o dată, de două ori. Dar să-vrei eu mor cu voi de gât. E groaznic. Groaznic. Nu e. Nu, nu cred așa. Eu nu cred, n-am fost crescut așa. Nu mor cu voi de gât. Eu vreau să mor singur. Cu nimeni de gât și cu nimeni păi în nu spate. Mă vreau nimeni să nu vă vreau. <coughs> da, cred că ne-am trecut de. Am o trecut. Um, Îndeosebi, una din defectele ar mele. Mai, ar mai merge. Încă. Unul din defectele mele că am impresia că 45 de minute sau înseamnă o oră. Păi sunt și multe despăși. Sau... Cum? Că că multe sau puține? Spui, nu le poți. eu put spune am impresia așa, că nu? le putem comprima cumva așa, dar nu le putem. Nu le putem, nu putem toate. comprima, nu, nu cred în chestia asta. <coughs> dar nu, am, și la... mie mi-e dor de o chestie pe care n-am trăit-o. Dar am trăit o poate în alta viață, nu știu. Ai simțit o undeva? <coughs> A, adunarea asta dintre actori, de pe vremuri, da. când stau așa mult, știi, nopțile și povestesc. Boemia și, și asta. Da. -am, am trăit în facultate, mă rog, așa, da. în anii 2005 spre 2008, dar la nivelul ăla de 2005-2008. Am apucat. Dar. Am apucat. Asta ce ai apucat tu, știi că duc, mi-e dor de ceva ce n-am trăit. Da, să crezi. Am apucat, am mirosit, am, uh, uh, îmi doream, mă uitam la ei într-un fel... Într-un fel, nu era un respect de la bovină de bovină, dar aveam în mine, în aici. În inima. Admirație de asta. Da, există asta. Mă uitam la Na, ce să fac. Eu încerc, încercăm acum, cu 60 de ani de teatru la Târgu Mureș și că va fi un spot 60 pe 10 zile, să aducem toate momentele importante ale teatrului ăsta în 60 de ani. Și ele sunt. Horog, Victoria în frunză, Cristi Popescu, Cristi Juncu, Adan Alexandrescu, Horog. Am, cred că pe Horog am început. Da. da. Momente care au însemnat ceva în istoria acestui teatru. Sigur, Penciulescu, dacă a, a trecut o dată pe aici, am montat ceva ciulei în 72-73. Un oameni care Teatrul românesc e despre ei. Da. Florin Zanfirescu, care mai trăiește și care e foarte ok și tot mă gândesc, de ce el acum lucrează cu un film, mai facem. De ce să nu-l chemăm numai acolo? Să joace într-un spectacol aici. În teatrul în care s-a lansat. Știi? Ui, trebuie să trecem peste asta. Și să avem 10 zile de întâlniri. Da, ar fi foarte frumos. Deci, deschise publicului? Da, sau da, cu clubul, cu discuții diminețile, cu spectacole de lectură, mm. cu spectacole de seară. Abia așteptăm premiera lui Afrim ierbal. Când va fi apropo? În 10 septembrie. Începem după aceea, facem un Camil Petrescu. Nu știu dacă în România trebuie să mă interesez, că n-aș vrea să mint, dar în ultimii 10 ani clar nu s-a montat un Camil Petrescu cu jocuierelor. Clar poate alte texte, da, suflete tare sau uh, altceva, uh, încercăm să facem pe ăsta. Un mare dramaturg. Ce raport avem noi cu dramaturgia de înainte de 89? Era comunistă? Era cum era comunistă? Da, nu, 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 știu, nu știu ce să zic. Nu știu ce. Da. Eu nu simt așa și n-am trăit. Cred că nu e așa. Cred că și acolo e discutabil. Este dramaturgie bună și dramaturgie mai slabă. Ca cum e și ce, acum? Cum e și acum, da. Da, mai găsești acolo numele, ideologie, dar undeva, într-un alt plan. Nu, nu în primul plan. E vorba despre oameni, despre suferință, despre dragoste, despre moarte. Astea sunt temele fundamentale despre da. putere. Da. Mulți au putere și nu știu ce să se facă cu ea. Asta e. e cu mai... toți o avem, de fapt. Da, nu știu ce să se facem cu ea. Cum să? -o... o pierdem pe drum. Și că trebuie să împarți puterea cu ceilalți. Asta, da, asta trebuie să un obligatoriu când vrei să conduci ceva. Că puterea se împarte, e obligatoriu să o împarți cu ceilalți. Dacă vrei să fii Dictator, nu mai tu ai dreptate. Aici. E dezastru. Eu zic să-ți să propun. eu zic să-ți prop... <laughs> propun. să încheiem cu un mesaj. Apropo de ce am mesaj discutat mesaj de în pace. seara asta, da. Să comprimăm tot ce am vorbit într-un mesaj final. Da, detest chestiile Nu <laughs> E greu, pentru că, e că nu cred că <laughs> spectacolele teziste. Nu se poate. Uh, despre ce e vorba în spectacolul ăla? Despre viață. Viața nu e cu o teză. Faceți așa și așa o să pățiți. Nu, nu. Puteți face așa și nu e regulă. Regula e că nu e regulă. Uh, poți să fii un om drept și să faci cele mai mari prostii sau alții să-ți facă rău fundamental. Dar nu-l merit. Nu-l meriți, așa e în tenis. Uh, poți să faci rău toată viața, nu știu. E, e viața, Naiba să o pieptene, că nu știu cum e. Nu e nici cum uh, e. Pur și sper este să ne pur și scopă după, după. După ce mori. Da, după, eu cred în. Cred, Afterlife. Da, cred că, nu e, că nu se încheie nimic, că suntem într-un ciclu perpetu, pentru că eu cred că Divinitatea, Dumnezeu, nu, nu, nu moare niciodată. Și că eu mă nasc, m-am născut cu el. Și după aia au fost deciziile mele cât din Dumnezeu a rămas în mine și cât nu. Deci dacă e nemuritor și eu m-am născut cu el, înseamnă că și eu pot să fiu nemuritor. Da. Speritor, cred din asta, în asta. Cred, cred, da. cred că nu e și nu mă sperie nimic deși mai folosesc unor versurile în care sunt de fabulos. Nu de moarte, mă, cu tremur, ci de veșnicie. Oh, da, da, Știi? Omul înainte de moarte zice, Dumnezeu, îmi dore... Bun, trebuie să fac și asta, pentru că de-aia vin să plec. să mă duc, dar să fie... să ne cheme Dumnezeu la judecată, dacă se poate, mâine. Da, da, da. Eu m-am dus asta și mâine vreau să... Imediat, mai târziu. Pentru că toți credem că ne întoarcem înapoi. Poate e posibil să ne întoarcem toți, poate doar unii, poate niciunii. Nu știm, dar tocmai asta e frumusețea. Da. E că... Nu știu... E, e, să învățăm cumva așa, să ne iubim mai mult. Să învățăm să iubim. Să învățăm să iubim. Da. da, cred că e... Mă uit așa, să învățăm să iubim și să înțelegem. Să fim empatici, cred că asta e cea da. trebuie să ajungem. la problema celuilalt. Asta. Că nu, trebuie, nu, nu nu înseamnă că trebuie să oferim ceva din noi ceea ce nu putem. Nu. Puțină compasiune noi cu noi. Omul. Ce pot să zic omul. despre omul? Ce să mai spun? Nu. Știi că e, e un text fascinant. Am făcut un recital de poezie pe care le aș vrea să joc din toamnă așa, da slash nu. Un text al lui Crimp, Martin Crimp, un dramaturg britanic excepțional, care spune așa, oriunde privim, vedem o lume în decadere. Poate fi în tăierea sau în liniștea pădurilor, sau poate fi o neputință morală, sau chiar neputința noastră de a spune ce înseamnă morală, sau poate fi o plagă, o umbră alunecând peste momentele noastre cele mai intime. De câte ori săpăm pământul pentru a construi, dăm peste morminte. La fiecare pas ne ridicăm de oase. Credem. Nu mai credem că în cultură vom găsi un sens la toate astea, dar ne dăm repede seama că ceea ce noi numim cultură e numai un slab semnal emanând din ruinele credințelor noastre. Continuăm să mergem înainte și să ne prefacem că nu știm. Iluzia opțiunii. Iluzie Iluzia opțiunii. Da, e o iluzie că nu opțiune. Da. Cum e? Nu știu. Habar n-am. Știu cam am știu ce fac eu. Eu nu pot să spun aș putea face fără să am un trecut că am făcut ceva, un prezent că am început să construiesc ceva, și că aș putea duce ceea ce am construit aici și cu de acolo puțin mai departe. Dacă nu e nimic până acum, dacă până... Eu cred că Papa Vișa a zis-o, dacă până Cred că el. Dacă până la 50 de ani ai împușcat avioane... După aia? Ce mai vrei să ce mai zic, vrei Niște să ciori, mă... niște vrăbi. Trebuie să împuști ceva. Adică în sensul de... Nu de a ucide, de a aprinde, am a împușca. Da, da, da. Am prins ceva. Viața. Viața. Îți mulțumesc foarte mult. Te-a cu... viața. <laughs> de fapt, yes. Chiar îți mulțumesc că ai acceptat și, și așa și... de rapid. <laughs> da, sigur, vin. Cum, mă bucur. În, și... în primul rând, întâlnire cu voi, mai cu noua echipă, cu. și cu oamenii, cu oamenii care se uită la noi. Păia care se uită și care contează, pentru că eu nu... Și la... Iartă-mă, ca la public, că sunt în sală, nu mă interesează. Jur, eu nu, eu nu stau să număr oamenii. Oamenii au venit să se întâlnească cu noi. Da, poate să fie 3, poate să fie 50. Cu noi. N-au nicio vină. Nu, eu trebuie să fiu la aceeași capacitate. Da? E, trebuie să dau... Pentru că au venit să, Au plătit un bine să vină să zică Hai mă, spune ne ceva vreau să uit de ceva sau vreau să văd. Eu m-am gândit la o chestie. Oare e așa? Ia zi tu. Și eu pot să zic, e posibil. Pun două semne de și o întrebare. Ce? Dar nu am mai lămurit. Atâta pot și eu. De ce crezi că eu aș putea mai mult decât tine? Și eu pot să pun un semn de întrebare, numai că eu mai pun și două de exclamare, că și puncte există poate posibilitatea să ai dreptate. Da. Bine, cred că cu asta mai da, stăm, ai... mai închidem și mai stăm, Nu povestim. Mulțumim foarte mult pentru și eu că ați fost alături și... și suntem foarte aproape. Foarte aproape, da, ne mai vedem. Să Vă pupăm! O seară plăcută și un weekend frumos.